Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru august 2020. Prezentare generală va fi și partea a doua despre relații și vedem ce mai fi la jumătatea lunii, ce alte detalii mai primim sau dacă am timp să mai fac și altfel de etalări. Ah, ha, ha, ha. Din ce am amestecat cărțile, a apărut colibriu. Colibriu semn de aer. Semn de aer jucăuși, optimist și pentru că e semn de aer, ține de, de comunicare. Eventual, poate unii, dar așa, unii, nu stau să-mi bat eu acum capul să deduc, pentru că nu vreau, vreau să fac o prezentare generală. Unii poate aveți de-a face cu un semn de aer. Unii. Dar ideea este că acest colibri, eu simt, așa simt, că este vorba de voi, de nevoia voastră de comunicare și o comunicare optimistă în care să manifestați lumină în întunericul prin care ați trecut. Și știu sigur că ați trecut pentru că încă o carte mi-arată în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate trei de spade. Sunteți dezamăgiți, clar. Dezamăgiți, răniți, decepționați, mai căutați și alte sinonime. Și posibil anumite oferte emoționale care vin în această perioadă să fie primite într-un mod precaut. Este normal și e de înțeles. Eventual, și cartea aceasta reprezintă o stare de tristețe. Poate unii meditați, vă gândiți de ce a trebuit să treceți, dar este 8 urma de 8 de băte. 8 de băte pentru că e 8 pentru mine înseamnă transformare. Și bătele în acest context înseamnă comunicare pasională, iar mă întorc la colibriu învățat și este urmat de valetul de spade și doi de spade. Dacă ați încercat să blocați, ați blocat sau cineva v-a blocat într-un anume fel sau s-a comunicat foarte simplist sau fără profunzime, acum sunteți chemați să manifestați o oarecare pasiune și nu vorbesc de pasiune în aceea, adesea înțeleasă într-un sens greșit. Pasiune pentru hobby-urile voastre. Colibriu, asta îmi sugerează, o ființă care începe să vadă lumina în întuneric, am, înțeles, am zis mai devreme, și care o transmite și celor din jur, pentru că e semn de aer, da? Transmiteți? Cum? Dacă? Dacă? ați găsit lumina sau că v-ați hotărât să mergeți către lumină sau către echilibrarea voastră energetică este un cerc, da? Un cerc, ah, ce drăguț! Uh, comunicați că vreți să fiți, să stați într-un cerc protector, da? Într-un cerc de lumină, într-un cerc protector, într-un cerc de curcubeu, adică să aveți toate ceacrele echilibrate și nu e ușor, nu e ușor să-ți echilibrezi ceacrele mai ales după decepții, după supărări, e un proces care durează. Și știu că, cel puțin la mine, nu știu, în alte, pe alte canale, ce mesaje ați primit, dar la mine, în ultima vreme, au venit mesaje care vă susțin această direcție a reconstrucției, a vindecării, să trebuie să aveți răbdare. Și dacă lucrurile n-au mers într-o anumită poveste, că au fost decepții, da, este cu un scop să vă regăsiți să învățați să vă protejați și, evident, să comunicați despre lucruri care țin de toate aceste subiecte. Lumină, protecție, echilibru energetic, da? Chiar dacă în jur este întuneric, chiar dacă în jur sunt uh, covizi, chiar dacă în jur sunt uh, oameni uh, unii răi, alții invidioși, alții superficiali, da? Care vă decepționează, voi trebuie să rămâneți în acest cerc și să comunicați eventual ha, ia să mă limită. O, oh, da, ce frumos! Am zis că e vorba de transformare. Ce frumos! Ce frumos! Și transformarea și transformarea va aduce. Fericire 10 de cupe, 10 de apă, de, de fapt, nutria. Și posibilitatea să începeți un nou proiect dar când sunteți fericiți. Ideea este că repet, E nevoie de transformare. Nu degeaba am simțit eu acel 8 de bâte ca pe o transformare. În prin comunicare, iar apare vulturul. Și vulturul este un simbol regal, este un simbol spiritual, este Oliu mm, Horus, dar oricum este o pasăre care zboară foarte sus, cât mai aproape de nor, cât mai aproape de Dumnezeu. Și dacă uh, colibriul e micuț și face lumină și aduce dulceață în preajmă, în acest spațiu, foarte apropiat vouă, în proximitatea voastră. Vulturul se ridică cât mai sus și vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Frumos ar fi și asta va duce transformarea, să vă ridicați. Și ar văd un cerc, da? Cercul acesta în care este colibriu, da? După care e o transformare, pentru că Phoenix asta înseamnă transformare. Nu neapărat de la colibri la, la vultur. Colibriul este o etapă în această transformare. Transformarea vine de la acest Trei de spade la zece de aer, la fericire, iar un nou început, iar vă cerc, iar un, un spațiu al vostru sacru, vă creați un spațiu al vostru sacru, ce frumos, și aveți posibilitatea, la un moment dat, în timp, pentru că acum este mesajul, acum este etalarea, dar, evident, că lucrurile se manifestă în timp, nu așa într-o săptămână, două sau eu știu cum, chiar dacă mesajul vine acum. Aveți posibilitatea să începeți un nou proiect ca să înseamnă mușuroiul de furnici, eventual, puteți să rezolvați o situație care vă, vă irită. Da, să vă ridicați deasupra situațiilor iritante, dar în acest context, pentru că e similar cu asul de, de băte, similar, nu e similar, e prima carte din uh, seria cărților de foc în aceste de cărți. E un început care e greu de apare irritant. E greu, pentru că nu e ușoară nici transformarea, da, nici vindecarea, nici ridicarea până la nori. Trebuie să dați din aripi, trebuie să pf, să munciți. Însă, ce frumos, aici sunteți voi, Scoica, ia uite, Scoica, peștele, scorpionul. Ideea este că vă regăsiți o stare de Începeți să visați la un moment dat, pentru că atunci când suntem răniți nu mai visăm, da? Cu trei de spade nu mai visăm. Începeți să visați, să sperați, să vă conectați la spiritualitatea unicornului, foarte spiritual, chiar dacă idealist, da? Este, da? Să anticipați, iar văd cerc, da? Un cerc al vostru, bine, e lună. Apropo, că sunteți marcați de lună. Și urmează niște cărți emoționale. Da? Scoica și peștele. Și peștele iese. Este o ieșire care se, se întâmplă. În, încet, încet, încet. Cărțile se, se arată ca și etape. Da? În acest parcurs al vostru. Ideea este că vă vindecați. Că vă ridicați din cenușă, din lacrimi, din răni. Și este minunat. Da? Dacă aveți marcaș pe scorpion, că am văzut și scorpionul mai devreme, vulturul șiului și este etapa de după, de după, transformare. Și Fenixul reprezintă Scorpionul. Poate e casa opta pentru unii, poate aveți marcaj, mai mult sau mai puțin, este Pluto, iar un loc în care aveți acolo Pluto și vă afectează, nu știu de ce se vede în ceață. Nu de ce se vede în ceață așa. Cât de cât. De la lumina prea multă. Ideea este că sunt cărți frumoase. Puh, ce frumoase sunt. Care aduc mesaje optimiste. Că asta e colibriul mesaj. E un mesager, apropo de aer. Mesager optimist. Sper să fiu eu acel... <gânt> că tot sunt micuță. Da? Acel mesager optimist. Sau care vă aduce vești bune. Că da, vă transformați și e minunat dacă vă transformați atât de miraculos. Pentru că toți trebuie să ne transformăm. V-am arătat la capătul setului acesta ce apare, vom mai vedea ceea ceva. Din seria mesajelor de la Înger aveți, dați-vă șansa la dragoste, da? Intrați într-o nouă călătorie. Acum vom vedea ce apare și la relații la partea a doua, la înregistrarea cealaltă. Ideea este, în primul și în primul rând, am spus-o de câte ori pot și va trebui să fac mai multe videoclipuri pe tema asta. Dați-vă șansa la a vă iubi pe voi. Și când vorbesc de dragoste față de sine, nu este ușor. Noi de obicei iubim proiecțiile sau ceea ce ar vrea, ar vrea ego, nu ceea ce suntem noi în esență. Și ca să ne descoperim este greu. Nu este ușor. Și evident că trebuie să ne vindecăm. În acest proces de vindecare învățăm să ne descoperim și să mergem în continuare. Iar către curcubeu, către un portal poate pe 8-8, 8-8 e un portal energetic. Intrați prin acel portal și se întâmplă ceva. Ia uite, acțiunile iar eu sunt un zbor. Vorbesc puternic și iar mă, mă concentrez la voi. Felul în care acționați față de voi, în care vă respectați, cât investiți în voi cât investiți în voi arată de fapt dragostea față de voi dacă munciți prea mult pentru altcineva, să vă implicați prea mult într-o relație și mai puțin în voi și nu vorbesc în... să aveți o atitudine egoistă sau exagerată. Vai că eu merit cei mai bun. Ok, dar ce faci ca să meriți? Ce faci? Cât investești în tine, în tratamentele tale, în grija față de tine? Iar eu o poveste lungă. Ia ce frumos s-au oprit aici la oracole. Aici suntem noi, eu și cu voi, stăm de vorbă. Aveți și muzică, poate ar trebui. Să vă găsiți să vă regăsiți puterea și prin muzică. S-ar putea pentru că am vorbit de mesageri, mesaje, mesaje, mesaje optimiste. <laughs> să primiți prin muzică și prin aceste etalări de, talo, de tarot. Nu doar ale mele, evident că sunt convinsă că mai asculta și alte canale. Dar să luați în primul și în primul rând. Ia te că nu fac eu prezentarea aia la fiecare început de videoclip. Dragii mei, când ascultați ceva, chiar dacă nu rezonează cu voi, în fiecare situație avem ceva de învățat. Preluați mesajele pozitive, învățați să vă transformați și mai ales când ascultăm ceva cu sufletul deschis, înțelegem că din toată povestea respectivă, măcar un aspect este pentru noi. Că nu degeaba ascultăm, da? Nu degeaba am venit aici. Hai să mai vedem totuși. Mesaje pentru răcușori. Bună ziua, Doamnă Divină! Ia uite yoga! Ce frumos! Dar cine nu vrea să facă yoga este alegerea voastră. Vorbiți cu îngerii, oricum le aveți pe amândouă. Am zis că e vorba de transformarea voastră. No chance. Trebuie să ne transformăm cu toții. La început e dureros, pe urmă e... Poate să fie l-am dat și plictisitor pentru că vrem, rezultate, mai ales cei care suntem obișnuiți cu rezultate rapide. Vrem să vedem efectele. Dar cu răbdare, da, o să apară și transformarea. Am vorbit de curățarea ceacrelor, am vorbit. Mulțumesc de confirmare. Am vorbit de conexiunea cu divinitatea, da? Cu soarele, cu lumina, cu zborul, iar și vorbiți cu îngerii voștri. E clar că trebuie să vă conectați la cei care vă protejează. Și iar aș vrea să vă dau un sfat. Nu citiți acatiste la modul mecanic. Încercați și adaptați-vă, preluați-vă mesajele, dacă aveți unii obiceiul. Să ascultați Acatistul Sfântului Arhanghel Rafael, apropo de vindecare, da? Pe care l-ascult și eu. Sau Maicii Domnului, sau nu știu care, da? Preluați-vă mesajele, luați -vă mesajele pozitive, pentru că, mare atenție, în Acatistă sunt multe chestii negative. Vă place, nu vă place, eu vă zic un adevăr acum. Cine, cine e de acord cu mine, e de acord și știe de ce zic chestia asta ascultați cu inima, ascultați-vă inima. Și inima spune să vă dați șansa la dragoste, dragoste față de voi și dragoste în general. În general. A, ce mai trebuie să iau? Cât am vorbit? Am zis că sunt mesaje generale, da? M-am hm. sortat asortat cu perdea, după cum vedeți. U, 13. Nu vreau să o lungesc prea mult. Self-initiation, da? Inițiarea sinelui sau uh, voi, voi singuri vă inițiați în momentul în care investiți. Această dragoste asta înseamnă să investiți timp în voi, în vindecare. Și am zis, ce înseamnă? Timp! Nu. A, da, că eu merit ce mai bun, nu înseamnă să aveți pretenții, înseamnă chiar să lucrați cu voi. Part of God. Ce superb, dragii mei răcușori. În inima lui Dumnezeu. Da, God, scrie God. Am crezut că e gold. God. Ce superb. Superb, superb. Ce număr e? Noua. să pun eu Da, mai e nouă. Nouă. nouă să zicem că pe de o parte nouă reprezintă casa voastră a noua a spiritualității. Da? Vorbiți cu îngerii în inima lui Dumnezeu, transformare, ridicați, l-am vorbit de vulturul care se ridică. Da? Da. Foc și gheață. Posibil ați fost într-o situație, că da, de sunteți dezamăgiți, în care ați spus multă pasiune voi și cineva a fost mai distant. Foc și gheață, dar între foc și gheață ambele se temperează, adică ajungeți la ce? Ce înseamnă? Înseamnă lecția. E așa, văd în acest moment. Foc și gheață. În momentul în care gheața se topește, focul se temperează, înseamnă ajungeți la centru, la centru, prin yoga, da? Vă temperați și găsiți mesajul. Mesajul optimist în această lecție, da? Și începe să vă transformați. Să vă transformați. Și interesant, foc este și aici, la Phoenix. Și nu aș zice că e gheață, dar cu cât te ridici mai sus, cu atât este mai rece mai nu că ar fi o, o gheață insuportabilă. Lucrurile sunt mai. le vedeți mai de la distanță și le înțelegeți. Da? Frumos. Și vă regăsiți frumusețea. Și ce frumos beauty, da? Vă regăsiți frumusețea în această lecție și centrându-vă. Beauty, da? Ce frumos sunteți culorile, adevăratele culori, adevărata esență. Ah, ce melodie frumoasă mi-a venit acum. Cindy Loper, True Colors. O să o pun pe Facebook, o pun și sub video, în căsuța aceea în care mai pun eu linkul către Facebook, da? Mai uitați-vă din când în când și sub căsuță sub video. În căsuță sub video. True Colors. Cindy Loper. <laughs> da. Și ink și Lover, adică ce înseamnă în acest caz lover? Mă gândesc la ceea ce reprezintă iubitul în poeziile sufite, pentru cine are cunoștință despre poeziile sufite, despre poeziile religioase, că am vorbit și de acatiste. Îndrăgostitul este cel care, aveți inima lui Dumnezeu, este cel care iubește pe Dumnezeu, da? Dumnezeu este cel iubit, cel adorat și noi suntem credincioși și îndrăgostiții. Și aici apare ying și yang. Trebuie să vă centrați, să vă echilibrați. Superb, superb. Îmi place să mai caut o carte. Nu, le pun deoparte și, rămân, și trec la partea a doua, o să fac relații și vedem ce mai apar mesaje. Vă pup, numai bine. Papa. Pa.